Ce se întâmplă cu monumentul? Când ați descoperit problema? Anul trecut, după ce au început lucrările de decopertare, s-a constatat faptul că monumentul are o fisură destul de gravă spre vârful acestuia și prezintă o înclinație de aproximativ 10-15 grade. Fapt ceea ce a condus la stoparea lucrărilor și solicitarea prezenței unui expert în domeniu. Din nefericire, în România, în acest moment, există un singur expert pentru structura de rezistență a monumentelor istorice de categoria A. A fost destul de greu să-l contactăm, l-am găsit, ne-a dat soluția tehnică, o soluție tehnică care presupunea corsetarea acestui monument cu plasă sudată și apoi o centură dintr-un material special și pe acel material se aplică toate dalele de marmură. Implicit s-au mărit costurile pe care le-ai estimat inițial? S-au mărit și costurile, bineînțeles, pe de o parte, iar pe de altă parte, timpul de realizare a lucrării a crescut foarte mult, pentru că acest procedeu, această aplicare a acestor straturi, presupune un timp de așteptare pentru a se cimenta și a se consolida lucrarea. Mai mult decât atât, după ce ne-a fost dată această soluție, ni s-a spus foarte clar că trebuie făcute toate lucrările doar în perioada în care noaptea sunt mai mult de 5 grade. Și ghinionul a fost că în luna noiembrie temperaturile pe timpul nopții să fie sub 0 grade și s-au sistat lucrările din acest motiv. Deci acum ne ajută. Și s-au reluat din luna aprilie și sperăm noi... Sperăm să fie cât mai repede gata. Noi ne-am dorit ca până la 1 iunie, de ziua copilului, să avem Piața Unirii eliberată de schele și de muncitori. Până la această dată, la ce costuri s-au ajuns? Până la această dată, dacă nu mă înșel, aproximativ 500.000 de lei. Mai mult, aproximativ 500.000 de lei. Important este că se face. Chiar dacă se face mai greu, vrem să facem un lucru trainic și să nu avem surpriza ca după un an sau doi să pățim cam Piața Unirii cu pavaj. Mulțumesc.